Bună seara! Bună seara și bine te-am regăsit la o nouă transmisiune live. În această seară vom vorbi despre minunile NLP-ului. O să mai stau un pic aici până ne în... adunăm mai mulți oameni, desigur, până se strânge lumea la această transmisiune live și după aceea o să începem să vorbim despre acest eveniment, despre acest subiect din această seară. Înainte de toate vreau să mă asigur că mă auzi, așa că dacă mă auzi, Scrie-te, rog frumos, în chat că mă auzi, ca să știu că mă auzi. Așa că haideți să vedem acum. Mă uit și eu peste tot să vedem că sunt auzit, că se aude. Și după aceea o să începem să și vorbim ce avem noi de vorbit. Așa. Ok, o secundă. Așa, așa, așa. Hai să vedem, să testăm, să vedem că e totul ok. Deci, bună seara și bine ai sosit. Mă bucur că ești aici și, cum spuneam, în această seară vom vorbi despre. Secretele NLP-ului. Scrie așa, Valentin Zafir, bună seara, super! Ok. Uh, între timp eu am să pregătesc aici și pentru Facebook. Am văzut că avem evenimentul pe Facebook, dar nu era pus uh, ce trebuia. trebui. Îl fac eu acum, imediat. Așa. Bun. Și asta. Ok. Suntem gata și aici. Hai să go live și aici. Oameni buni, mă bucur să vă revăd. A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. Ne Am văzut multă vreme a trecut, cum spune vorba cântecului. Așa că mă bucur tare că suntem acum aici. Uh, și ziceam noi că în această seară vom vorbi despre secretele NLP-ului. Dar înainte de a da drumul la această prezentare, te rog de sigur să te prezinți, să ne spui de unde urmărești uh, și de ce nu, eu știu, ești acolo de capul tău sau de capul altcuiva, adică dacă te uiți singură sau singur sau ești cu prieteni, prieteni, cu familia sau cu cine ești tu în momentul acesta în care privești la această transmisiune uh, live, în direct. Eu aștept să ne conectăm live și pe pagina de Facebook și văd că ne-am conectat, ceea ce este minunat. Ok. Așadar, în această seară vom vorbi despre, pardon, în această seară vom vorbi despre NLP și despre secretele NLP-ului. De-a lungul timpului mai auzit pe mine vorbind destul de mult despre hipnoză și secretele hipnozei, dar asta nu înseamnă că nu am studiat sau că nu studiez și că nu îmi place foarte mult și tot ceea ce ține de NLP sau NLP sau programarea neurolingvistică. Uneori se limbă prin bangură când spune aceste cuvinte, dar uh, nu e nicio problemă, rezolvăm. Ideea este ca oamenii să înțeleagă despre ce este vorba și asta este, dacă vrei, scopul nostru, așa, asta este dorința noastră în tot ceea ce facem, să ajutăm cât mai mulți oameni să aibă viață cât mai frumoasă, cât mai bună, cât mai sănătoasă, cât mai uh, fericită. Uh, prin informațiile pe care noi le oferim uh, în, atât de mult în, pe cât putem, da? <laughs> ca să nu mă uh, încurc eu aproape, prea mult în cuvinte. Mă uit acum să văd, văd că pe Facebook sunt oameni care ne urmăresc, Ramona ne-a și spus bună seara, mulțumesc Ramona și, uh, și Ramona și toți cei care ne urmăriți, uh, ne bucurăm că ne urmăriți. Eu acum deschid și uh, celelalte uh, pagini unde fac transmisiunea live ca să mă asigur că văd comentariile și întrebările pe care le primesc de la voi pe aceste pagini sau pe grupuri sau pe unde uh, urmărești tu această transmisiune live. Așa Bun. O secundă să mă uit peste tot, să mă văd că vă vede toată lumea peste tot, după care chiar și începem să vorbim. Să vorbim despre NLP, să vedem ce este aia NLP, de, de ce e, vorbim despre NLP, cu ce ne poate ajuta pe noi NLP-ul și câte și mai câte din această uh, direcție, pe acest subiect, adică Ok, haideți să începem așadar, văd că lumea s-a strâns peste tot, ceea ce este minunat și uh, am și deschis uh, paginile, însă în ideea în care cineva va comenta, noi putem să vedem aceste informații și putem să ne bucurăm de ele. Bine, deschidem și aici, ok. Așadar, 3, 2, 1, go! Bună și bine te-am regăsit, numele meu este Eugen Popa și în acest video, în această prezentare vom vorbi despre NLP, despre ce este NLP-ul, cum a apărut, cum s-a născut, ce reprezintă și de ce este important să cunoști aceste informații despre NLP. Așa că dacă ești interesat de toate aceste lucruri despre NLP, despre programarea neurolingvistică, rămâi pe acest video și uită-te până la capăt. Începem chiar acum! Ok, vorbim despre NLP și, apropo, înainte să începem, dacă n-ai făcut-o încă, dă click pe butonul de abonare și apoi pe clopoțel ca să fii sigură sau sigur că primești notificări ori de câte ori transmitem live, um, fie că vezi acum această transmisie live, dacă o vezi acum, poate că ai primit notificare sau poate că vezi-o pe Facebook sau ți -a, pe YouTube sau ți-a recomandat cineva. Dacă ești nouă sau nouă aici, nu uita să dai click pe abonare și apoi pe clopoțel. Deci, NLP-ul, ce este chestia asta NLP-ul? Um, NLP-ul, de fapt, este o... O colecție este un sistem, este un sistem de idei, de concepte, de tehnici. Este uh, o colecție care a adunat uh, unele dintre cele mai eficiente și mai puternice metode de dezvoltare personală și de terapie sau de psihoterapie uh, dintre cele disponibile la momentul actual. Uh, NLP-ul, de fapt, a început prin anii 70 cu John Grinder și Richard Bandler care um, sau au parteneriat, să spunem așa, au făcut echipă. Și împreună au pus bazele a ceea ce astăzi se numește NLP. NLP practic, cum spuneam, este pe baza cunoștințelor și informațiilor pe care le are John Green, le avea John Green de la un respectiv, care este de o profesie, să spunem așa, inițială lingvist, iar Richard Bandler de profesie inițială, cum spuneam, pe psihologie, și împreună au colaborat, au lucrat și au pus bazele acestui NLP. Um, și NLP-ul de fapt se bazează pe terapii dezvoltate de către Fritz Perls, care este practic gestalt, terapia gestalt, Virginia Satir, care a mers pe psihoterapia de familie și apoi Milton Erickson, desigur, cu hipnoza și hipnoterapia ericksoniană. Acestea au fost cele trei elemente de bază pe care s-au bazat când au pornit această nebunie, această nouă metodă de dezvoltare personală și de intervenție psihoterapeutică numită NLP. Deci NLP-ul are la bază hipnoza, psihanaliza, psihoterapia și desigur, acestea au fost inițiale după care au apărut și altele cum ar fi analiza tranzacțională și multe, multe alte metode de intervenție care s-au dezvoltat fie pe parcurs sau fie care, care au fost adăugate pe parcurs. Pe lângă aceste informații, pe lângă aceste elemente, John Grinder și cu Richard Bandler practic au pus la punct baza asta de pornire, dar după aceea foarte mulți oameni de-a lungul anilor au început, care au studiat și ei împreună cu John Grinder și Richard Bandler în LP și au devenit parte din acest cerc de oameni. Um, care au contribuit enorm la dezvoltarea NLP-ului. Cum spuneam, NLP-ul s-a dezvoltat nu doar prin John Grinder și Richard Bandler, ei au fost inițiatorii și desigur au dat acest impuls, această pornire esențială, să spunem așa, dar după aceea au fost foarte mulți alți oameni care au participat. Am zis, am zis. Um, și printre aceștia, desigur, se numesc, se numără și Steve Andreas, Connie Ray Andreas, care au și publicat foarte multe cărți, practic, eu au creat o editură se numește Real People Press și care au publicat primele cărți scrise de John Grinder și Richard Bandler și au și contribuit, spre exemplu, Conierea Andreas a venit cu metoda Core Transformation care se predă acum la toate cursurile de NLP, apoi a creat și Wholeness Process și au adus un aport uriaș la lumea NLP-ului. Desigur, Michael Hall, care a venit și el cu metaprogramele, Judith Delosier, care a lucrat împreună și cu Robert Dills și cu uh, Stephen Gilligan, Robert Dills, care a creat strategiile de geniu, Slight of Mouth, toate aceste elemente care, um, știi, dacă ești în lumea NLP-ului, îți sună cunoscute și ai o idee așa, dar de fapt, acum, când spun aceste nume, pentru unii poate că o zic că bă că de fapt nu știi tu chiar așa foarte bine, pentru că uite, au mai fost alte colaborări, au mai fost alți oameni, unii au venit cu alte chestii, alții au construit altceva. Ei cam pe lângă pe subiectul ăsta. Um, nu despre asta e vorba, e vorba de faptul ce vreau să prezint și să, și să uh, explic în acest video: este faptul că NLP-ul a pornit cu acești doi oameni, John Grinder și Richard Bandler, și după aceea a continuat să crească și să se dezvolte și este un organism viu, aș putea spune. Este o metodă vie care se dezvoltă de la an la an. Cu fiecare om care învață și descoperă uh, această minunăție numită NLP, cu fiecare om care dez descoperă NLP-ul, care învață tehnici de NLP, care urmează cursuri de NLP, care practică oameni care apoi încep să predea la rândul lor și încep să-și aducă aportul lor personal în această panoplie, cum spuneam noi, a NLP-ului. Uh, e bine, toate aceste elemente, cum spuneam, s-au reunit sau întrunit în acest concept numit programare neurolingvistică. Și sună așa, foarte a IT, așa, sună a programare. Trebuie să fii programator ca să faci chestiile astea. De fapt, nu ține neapărat de programare. Cele trei um, um, inițiale din NLP sunt N, N de la neurologie, și adică mintea umană, ce gândim și cum gândim. Pardon, uh, L, uh, neur, de la lingvistic, care uh, practic vorbește despre cum folosim și cum utilizăm limbajul și modul în care utilizăm noi limbajul, cum ne influențează acest mod pe noi și pe cei din jurul nostru. Deci este utilizarea limbajului, dar și influența limbajului asupra noastră și uh, faptul felul în care ne afectează și ne uh, impresionează, să spunem așa, pe noi și pe cei din jurul nostru, și apoi p de la programare, dar aici vorbim despre cum coordonăm și cum ordonăm acțiunile noastre pentru a ne atinge scopurile. Practic, aceste trei elemente, acestea trei sunt elementele de bază când vorbim despre NLP. Deci, uh, cum îi spune neurologie, lingvistică și programarea gândurilor și acțiunilor noastre. Da? Astea sunt elementele esențiale care compun NLP-ul. NLP-ul, desigur, are foarte multe principii pe care se bazează, dar dintre aceștia, șa, dintre aceștia sunt șase, care sunt, dacă vrei, principiile de bază, cunoscute și drept stâlpii NLP-ului, să spunem așa. Um, și am să enumăr câțiva, uh, câteva dintre aceste principii, um, dar nu înainte de a mă uita un pic să vedem care este situația aici pe internet, să vedem dacă mă auzi și dacă mă vezi, că vreau să verific că mă auzi, că mă auziți, că mă auziți. Ok, deci lumea se pare că mă aude. Uh, ok, e foarte bine. Continuăm. Și deci, uh, haideți să vorbim acum care sunt cei șase principii de bază atunci când vorbim despre NLP. Care sunt principiile, cele șase principii de bază în NLP? Primul principiu este tu, adică starea ta emoțională și nivelul comp competențelor tale. Tu ca un întreg, tu ca ființă umană. Tu cu tot ceea ce ești tu și ce reprezinți tu. Și adesea, știi, omul spune: Sunt fericit, sunt trist, sunt bucuros, sunt uh, încântat, sunt, uh, eu știu, uh, supărat, sunt nervos, sunt agitat, sunt furios, sunt uh, plin de spume, sunt plin de ură, sunt plin de fericire. Da? Acestea sunt stări emoționale, dar în același timp vorbim și despre ce putem noi să facem, ce suntem noi în stare să facem. Și adesea când vorbesc cu oamenii și îi întreb ce ți place ție să faci, oamenii adesea îmi vor răspunde prin ceea ce știu să facă, și îmi vor răspunde prin competența lor, prin competențele, dacă, prin competențele lor, dacă vreau. Adică, adesea oamenii se descriu pe ei înșiși prin ceea ce știu să facă. Eu sunt doctor, eu sunt inginer, eu sunt profesor, eu sunt. eu știu mai ce. Da fiecare se definește pe sine prin competențele pe care le are. Da? Și aceste competențe, de fapt, ne definesc pe noi cel mai adesea, fără să ne dăm seama, da? Deci acesta este un prim stâlp din um, cei șase stâlpi ai NLP-ului, practic tu, cine ești tu, cum te definești tu pe tine, competențele tale și nivelul sau starea ta emoțională. Al doilea, um, sunt așa-numitele presupune sau presupoziții care reprezintă practic principiile nlp și sunt mult prea vaste ca să intru acum în ele. Dar e important să știe și vom vorbi despre ele aceste prezumții, presupuneri uh, puțin mai încolo. Uh, apoi vorbim despre un alt element uh, cum să zic eu esențial din acestea șase și anume starea de raport sau calitatea relaționării și a comunicării. Deci, când vorbim despre starea de raport, vorbim despre cât de bine mă pot raporta eu la tine, la nevoile tale, la cunoștințele tale, la experiența ta, cât de bine mă pot conecta eu cu tine, de fapt. Despre asta vorbim, da? Sau uh, care este raportul dintre mine și tine sau dintre tine și mine. Cu alte cuvinte, cu cât un om este mai mult, mai în raport, să spunem așa, cu interlocutorul său cu audiența sa, cu atât ă, audiența va primi informațiile mai ușor, le va înțelege mai bine, le va accepta mai ușor și va putea să le transpună în fapt mai ușor dacă își dorește acest lucru. Deci, această stare de raport, de fapt, este ca și cum ai spune, dacă ar fi să-ți traduc starea de raport ă, în alt cu alt, să-ți o descriu cu alte cuvinte, ar fi în felul următor. Tu ești chinez, eu sunt turc, și fiecare vorbim pe limba noastră. Drept urmare, nu avem o stare de raport între noi. Nu suntem în raport, da? Pentru că fiecare suntem pe limba noastră. În schimb, în momentul în care vorbim despre principii comune, despre valori comune, despre idealuri comune, în momentul în care vorbim despre un limbaj comun, acest limbaj comun creează raportul dintre noi. Și adesea această stare de raport, acum eu să explic la modul cel mai, cel mai, cel mai bazal, așa cel mai simplu, dar gândește că starea de raport este când chinezul și cu turcul vorbesc engleză și se înțeleg. Când se înțeleg, înseamnă că sunt într-o stare de raport. Iar această, acest raport nu este doar verbal, nu este doar o comunicare verbală. Pot să fiu în stare de raport și pur și simplu să fiu tăcut și să am o comunicare non-verbală sau paraverbală. Pot să fiu într-o stare de raport și să empatizez cu tine și să simt ceea ce simți tu. Și atunci înseamnă că sunt în raport cu tine, pentru că te înțeleg. Da? Deci, raportul este practic cum spuneam, este calitatea aceasta a relaționării dintre două persoane sau mai multe persoane, și calitatea comunicării dintre acestea. Dintre aceste persoane, și repet, această comunicare poate să fie verbală, non-verbală, paraverbală, poate fi în multe feluri. Comunicarea este de fapt de multe, se, se produce pe multe paliere. E bine, raportul, cu cât tu ai un raport mai mare, pe mai multe paliere, cu atât ai o stare mai puternică, mai bună de raport și, drept mare comunicarea este mai bună și mai eficientă. Apoi vorbim despre rezultat, de a ști ce, să, ce vrei. Și adesea aici oamenii au mari, 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 mari dificultăți pentru că adesea oamenii când vor să schimbe ceva în viața lor, adesea oamenii se focalizează pe ce nu mai vor în loc să se focalizeze pe ceea ce își doresc. Da? Iar aceasta este o mare, mare problemă. De ce? Pentru că cineva la un moment dat spunea foarte frumos, e ca și cum ai merge înainte uitându-te mereu în oglinda retrovizoare. Tu de fapt nu te uiți înainte. Tu te uiți mereu în urmă. ca și cum eu conduc mașina, dar mă uit în spate așa peste umăr. Și să mă uit în oglinda retrovizoare, dar eu merg înainte. Da? E bine, a ști ce vrei este o artă, aș putea spune aproape, pentru că adesea am întâlnit foarte mulți oameni care, pe care îi întrebam ce dorești și îmi spunea nu mai vreau să fiu nefericit. Ok, am înțeles. Deci ce îți dorești? Eu acum, spre exemplu, mi-am dorit să închid caloriferul pentru că era foarte cald. Deci ce îți dorești? Păi nu mai vreau să fiu trist. Adică cum vrei să fii? netrist. <laughs> da? Deci a, această claritate a rezultatului este foarte importantă. Și a ști ce vrei este esențial să-ți clarifici și să-ți definești foarte bine. E ca și cum ai spune unde vrei să te duci. Care e direcția? Unde încotro vrei să mergi? Păi nu știu pot să mă duc oriunde. E bine, când spui oriunde, de fapt nu te duci nicăieri. Atunci e important să-ți fie clar rezultatul. Cu cât rezultatul îți este mai clar, cu atât îți va fi mai ușor să-l atingi. Mai spun asta încă o dată, cu cât rezultatul pe care vrei să-l obții îți este mai clar, cu atât mai ușor îți va fi să obții acel rezultat. Și cum faci ca acel rezultat să fie cât mai clar? Faci foarte simplu și anume, îl definești acest rezultat în cât mai multe detalii. Și când spun în cât mai multe detalii, e că dacă ar fi ca acest rezultat să-l fi obținut deja, cum arată el? Cum îl vezi? Cum îl auzi? Cum îl simți? Cum, îl te, cum știi că l-ai obținut? Cum știi că ai obținut ceea ce ți-ai dorit? Um, chestia asta nu o pot. Nu pot să vorbesc prea mult pe acest subiect. Nu am cum. Este imposibil să vorbești prea mult pe baza acestui subiect. Pentru că este atât de important. Cu cât rezultatul tău este mai clar, cu atât mai ușor îți va fi să-l atingi. De ce? Pentru că adesea am întâlnit oameni care spuneau vreau să fiu mai bine. Da ce e aia să fii mai bine? Adică mai bine decât ce? Decât o pătlăgică sau decât o ceapă de gerată? Ce să nu să fii mai bine? Mai bine decât să acum, că acum varză. Deci nici pătlăgică, nici ceapă de gerată. Era varză, da? Deci, când omul spune vreau să fiu mai bine, acest om, de fapt, nu și-a definit targetul, nu și-a definit destinația. Destinația sa este definită doar în comparație cu punctul central al gândirii sale și anume cum este acum. Deci omul ăsta care îți spune ție de fapt vreau să fiu mai bine, el de fapt îți spune nu mai vreau să fiu așa avarză. El asta spune. La el nu există claritatea rezultatului, ci există doar claritatea problemei. E bine, ca să poți să fii cu adevărat mai bine, trebuie în primul și în primul rând să stabilești foarte clar, foarte concret, foarte în detaliu destinația, nu punctul de plecare, ci destinația. Unii oameni spun că all you need is love, iar eu sunt de acord cu ei. Alții spun că all you need, de multe ori este să bei niște apă. Eu sunt de acord și cu ăștia. Și ce deci e important să-ți definești foarte clar rezultatul. Uh, un al cincilea element, un al cincilea stâlp principal, să spunem așa, în NLP, este feedback-ul, adică răspunsul pe care îl primești. Cum vei ști că primești ceea ce îți dorești? Da? Dacă la, primul, la punctul 4 vorbeam despre rezultat, feedback-ul este validarea rezultatului. Adică, ok, vreau să, vreau să ajung la ploiești, să zicem, da? vreau să ajung la ploiești. Cum știi că ai ajuns la ploiești? Păi am nevoie de feedback, adică ce ar trebui să vezi, să auzi, să miroși, să guși, să se întâmple, să ai, să fii, să simți, să experimentezi ca tu să consideri, ca tu să fii convinsă sau convins că ai obținut acel rezultat. Dacă nu ai această claritate, nu vei avea cum să spui da, am obținut sau nu, n-am obținut. Deci ai nevoie, este esențial să ai acest rezultat, să ai acest feedback care îți va spune ție dacă într-adevăr ai obținut ceea ce ți-ai dorit sau nu ai obținut ce ți-ai propus. Da? E foarte important. Asta, acesta este, cum spuneam, al cincilea uh, element de care ai nevoie și uh, avem și un al șaselea element, ce anume flexibilitatea. Uh, și aici, asta pentru cei mai mulți oameni este o mare, mare problemă de a fi flexibil, problema flexibilității, mai bine zis. Pentru cei mai mulți oameni este o problemă pentru că uh, mulți oameni vin și spun vreau să am o viață mai bună, dar fără să schimb nimic. Vreau să ajung la ploi, dar fără să mă mișc din loc. Vreau să uh, am mai mult succes, dar fără să fac eu nimic, ci pur și simplu să se întâmple. Aș vrea să am succes chiar acum, uh, dacă se poate ieri, uh, dar eu nu vreau să mă schimb cu nimica pentru chestia asta. Adică, nu, succesul să se întâmple, el să aibă loc, dar eu nu vreau să mă schimb. Adică, nu, nu, ne, să se schimbe alții ca eu să am succes. E bine, uh, nu se întâmplă așa. Ai nevoie de flexibilitate, pentru că dacă ceea ce faci tu nu dă rezultate, atunci trebuie să faci altceva. Sunt mulți oameni care spun, uite, eu sunt pasionat, spre exemplu, de YouTube și sunt mulți oameni care vin și spun, am încercat și o chestia cu youtube și n-a funcționat. Cât ai încercat? Păi, trei luni de zile. Sunt alții care sunt de trei ani de zile pe YouTube și tot n-au succes, dar cu toate astea continuă. De ce continuă? Pentru că unele, știi cum era vorba aia, nimic grandios nu s-a realizat peste noapte. Nimic magnific nu s-a realizat peste noapte. Uh, Gary Vaynerchuk, care e un tip foarte tare pe partea asta de promovare, de marketing, de social media și așa mai departe, uh, când el a început să devină foarte cunoscut și să aibă un succes uriaș, toată lumea a auzit de Gary Vaynerchuk, uh, prieteni de lui al, din copilărie, din școală, îl sunau și îl întrebau dar cum ai făcut să ai succes peste noapte și el mereu le răspundea eu sunt un succes peste noapte care a durat șapte ani până s-a realizat. Deci, acest succes peste noapte este, de fapt, rezultatul a multor eșecuri care au adus aici la acest rezultat. Și ca tu să poți să ai succes, e nevoie să te ridici de mai multe ori decât ai căzut. Da? Asta este una dintre definițiile succesului: să te ridici de mai multe ori decât ai căzut. Și asta înseamnă flexibilitate, adică dacă ai încercat ceva, ai încercat să faci ceva, n-a funcționat, te ridici și încerci iară. De Acum vreo lună de zile am pus un video scurt, are vreo un minut. L-am pus pe pagina de Facebook cu o fetiță care se chinuia să se urce pe un ponei. Unii oameni erau, vai, cu ponei, cum, adică oamenii, unii oameni au înțeles complet greșit mesajul și n-au prins nimic, acolo n-au învățat nimic din chestia aia, dar acel video, spre exemplu, este un video care a, a ajuns la, nu știu, la vreo 2 milioane de oameni, are 200 și ceva, aproape 300 de mii de, de like-uri și comentarii și vizualizări și mai știu de ce, deci are, un, a avut un succes uriaș. Pe de o parte, pentru că videoul era într-un fel, dar și textul a fost unul foarte inspirațional, așa și motivant. Dar în acel video, ce poți să vezi? Vezi următoarea chestie. Vezi o vetiță care se chinuie de 17 ori să se urce pe ponei. De 17 ori. Și eu, de fapt acum am dat seama că aș putea să pun acest video și să-l... Da, nu o să-l pun acum, o să-l pun după aia. Dacă e sau îl cauți tu pe Facebook. Deci s-a chinuit de 17 ori să se urce pe un ponei. A avut 17 încercări, dar diferite. Nu a renunțat, nu s-a dat bătută, Ba cu piciorușul, ba cu mânuța, ba cu un picior mai așa, cu un picior mai așa, a pus piciorul aici, a tras cu mâna, a făcut așa, s-a repoziționat, s-a recalibrat, s-a reașezat, s-a modificat, a fost flexibilă și a încercat tot felul de variante până a reușit. Cei mai mulți oameni renunță după una, două, trei încercări. Cei mai mulți oameni mi-și spun, lasă că tu ai avut mult succes pentru că ai avut noroc, ai avut bulan. Nu, n-am avut nici noroc, nici bulan. Și am avut multe ore nedormite sau multe săptămâni nedormite în care am muncit. De ce? Am muncit pentru că tot timpul am încercat variante noi. Variante noi de a transmite ceea ce am de transmis. Așa că al șaselea element important când vine vorba despre NLP este flexibilitatea și anume, reau, dacă ceea ce faci nu funcționează, fă altceva. Dă, fă, con, re, realizează, fă altceva. De curând am văzut un video, un film foarte interesant pe Netflix, se numește Îți vreau binele sau ceva de genul acesta, care e un film de altfel așa, dacă ești sensibilă sau sensibil la stomac, nu-ți recomand să te uiți la acest film, nu pentru că ar fi un film cu urât sau cu scene groaznice deloc, ci mai degrabă despre mizeria morală pe care o au unii oameni și felul în care se manifestă. Dar um, dincolo de asta, e un, așa o, uh, sunt, sunt, e o femeie care exploatează bătrânii și un uh, mafiot care uh, ajunge să fie exploatat de această femeie și uh, scena de final este o, sau în aproape de final este când acest mafiot este uh, bătut în ghilimele așa știi, dovedit de respectiva femeie care spune gata, acum ești al meu, fac ce vreau cu tine și el îi răspunde pot să faci asta și să fii stăpâna mea într-un într fel în ghilimele sau uh, putem să ne parteneriem cu alte cuvinte, cei doi s-au luptat el a fost învins dar în loc să zică, gata am mai bătut mai învins și am eu sunt mândru și nu o să ți dau nimic mai mult din ce am eu. A renunțat la chestia asta, s-a reajustat și a fost flexibil. Sigur, aici mi-a venit acum în cap acest exemplu, sunt multe alte exemple mult mai bune și mai, mai uh, eficiente și mai uh, grăitoare decât ce am spus și eu acum, dar ăsta mi-a venit în minte. Așa că acestea sunt cei șase, uh, cele șase principii în uh, ale NLP-ului și acum o să uh, iau o scurtă pauză din prezentarea mea ca să mă uit la comentarii să vedem ce comentarii au apărut. Uh, bună seara tuturor, trei, doi, unu, gău, ce ne învață NLP, spune Ramona. Uh, Uh, mă întreabă Ramona dacă, virgulă, Conirea Andreas va fi invitată la summitul de NLP. Nu, ea nu este prezentă, însă este prezent uh, Tamara Andreas și Marc Andreas. Tamara Andreas este sora lui Conirea Andreas. Marc Andreas este fiul ei. Uh, bun. Uh, Uite, Ramona a și scris principiile aici tu, starea ta emoțională și nivelul competențelor, presupozițiile, principiile, prezumțiile, presupunerile, starea de raport, știi ce vrei din ceea ce vrei. Ok, foarte frumos. Um, a scris ea aici, foarte frumos, mulțumesc frumos. Um, bun, hai să mai vedem și alte comentarii dacă au mai apărut alte comentarii în alte locuri. Mă uit mai multe locuri. Uh, Nick Nick spune, sunt Ama și urmăresc din Glasgow, Scoția. Mă bucur să te văd. Ama, Ina Rossi, bună din Italia. Uh, nu vă uitați așa ca la televizor. Haideți, scrie comentați aici. bagați vă în seamă cu mine. Nu mă lăsați să vorbesc aici și să mă să usuce, usuce gura singur. Hai să ni se usuce gura împreună. <laughs> adică deștele, da? Comentează, participă, bagă-te în seamă. Uh, să simt că avem un dialog, nu un monolog. Da, e important să comunicăm și să dialogăm, nu să monologăm. Bun. Să mergem mai departe. O secundă, de fapt, să mai fac o chestie, să mă mai uit la ceva. Așa, să mai văd într-un loc. Bun. Haideți să continuăm și uh, ce aș vrea să facem acum este să să mergem mai departe și să vorbim despre aceste 13 premize, principii care reflectă filozofia uh, călăuzitoare, să spunem așa, ale NLP-ului. Da? Deci există 13 principii de bază în NLP pe care NLP-ul se bazează și le folosește. Și haideți să trecem acum prin ele și să vedem care sunt acestea. Uh, primul dintre aceste principii este următorul. Oamenii au deja toate resursele de care au nevoie. Uh, deși pare că e și dacă mă întreb, eu zic nu, nu le am pe toate, uh, depinde la ce nivel ne raportăm. Tu, în clipa de față, ai toate resursele de care ai nevoie ca să fii unde te afli, în clipa de față. Dacă ai fi vrut să fii în altă parte sau ți-ai ți -ai dori să fii în altă parte, atunci când vei fi în acea altă parte, alt loc, când vei fi ajuns acolo, vei fi avut toate resursele de care aveai nevoie ca să ajungi acolo. Dar în clipa de față, tu, pentru că ești acum aici, ai toate resursele care te-au ajutat pe tine să ajungi acum aici, în acest moment și în acest timp. E important să înțelegi chestia asta, pentru că multă lume spune, nu, eu n-am timp suficient, n-am bani suficient, n-am relații suficiente, n-am multe lucruri, nu le am. E bine, da, e posibil să spui că nu le ai, dar ai tot ceea ce ai nevoie să ai acum și aici. Iar dacă vrei să ajungi mai departe, atunci vei căuta, vei găsi, vei crea resursele care te pot ajuta să ajungi acolo mai departe unde îți dorești să ajungi. Al doilea principiu, a doua premiză, dacă vrei să o luăm așa, este aceea că nimeni nu greșește sau are ceva greșit. Oamenii funcționează perfect pentru a realiza ceea ce realizează în prezent. Cu alte cuvinte, știi cum e vorba aia, bă, dacă știam eu mai bine, dacă eram eu mai deștept. Nu, tu nu puteai să fii mai deștept sau mai deșteaptă la un anumit moment, la un anumit eveniment din viața ta, pentru că la acel moment și eveniment din viața ta ai făcut maxim din ce puteai să faci la acel moment. Nu ai făcut nici mai mult, nici mai puțin. Ai făcut perfect, exact atât cât puteai și uh, era posibil pentru tine să faci pentru că aveai acele resurse la acel moment. Al treilea element și asta se leagă de al treilea element în care vorbim despre faptul că nu există eșec ci doar feedback uh, și dacă ții minte când vorbeam despre acei șase stâlpi ai NLP-ului, uh, al, al, <coughs> al cincilea stâlpi era feedback adică feedback înseamnă ok am încercat să fac ceva, nu, are, nu a ieșit cum am vrut eu, și acum am feedback. Feedback-ul care este? Fie că n-am făcut suficient, am făcut prea mult, prea puțin, prea rapid, prea încet, prea greu, prea ușor, prea mai cum vrei tu. Nu am și de drept urmare n-a ieșit cum mi-am propus. Faptul că nu am ieșit cum mi-am propus nu este pentru că am greșit, ci pentru că am făcut diferit. Okay? Iar acest lucru mi se revelează, să spunem așa în ghilimele, prin feedbackul pe care îl am. Cu alte cuvinte, englezul are o vorbă să spune The proof is in the pudding, adică dovada este în budincă. Pe românește, cu alte cuvinte, dovada este în feedback. Dacă tu ți-ai propus să faci ceva și nu a ieșit, faptul că n-a ieșit, ăla e feedback-ul. Faptul că a ieșit și ăla este feedback-ul. Nu mai țin minte cu cine vorbeam de curând acum, apropo de chestia asta și îmi spunea că la Wimbledon, spre exemplu, când intri pe teren, pe frontispiciu de acolo, deasupra, scrie ceva de genul, e un poem, acum m-am scap, acum o parafrazez, care spune, uh, intră aici, dar uh, intră cu intenția și cu atitudinea de a, tra a trata cei doi impostori la fel, și succesul și eșecul. Pentru că sunt niște impostori, sunt niște impostori care îți fură ție viața uh, și care te fac pe tine să uiți cine ești. Și mi-am așa adus aminte de unde am auzit asta, de la Judith Law, cu care am făcut de curând un interviu pentru summitul de NLP, care va avea loc pe 29 martie, 4 aprilie, la care te și invită să-ți dau mai multe informații la finalul acestei prezentări. De Judith Law am povestea despre acest lucru și vei vedea asta în prezentarea sa. Deci nu există eșec, există doar feedback. 4. Un alt principiu important este, sau o prezumție, presupunere, este că nu, nu poți să nu comunici. Tot timpul comunici și dacă nu spui nimic a comunici. Um, tot timpul vei comunica și când ești cu ochii închiși și când ești cu ochii deschiși și când vorbești și când nu vorbești și când stai și când te miști, tot timpul comunici. Comunici ceva din tine, dar faptul că tu comunici ceva nu înseamnă că ceea ce ai comunicat tu este înțeles, musai. așa cum ai intenționat tu să comunici. Tu tot timpul comunici ceva, iar tot timpul oamenii vor putea să înțeleagă ceva din comunicarea ta. Tu comunici, fiecare înțelege ce poate. Da? Uh, știi, tu poți să te duci tot timpul cu o intenție bună, pozitivă la oamenii din jurul tău, să le oferi ceva, iar felul în care vor primi ei ceea ce le tu, felul în care vor înțelege ei ceea ce le tu, felul în care vor interpreta ei ceea ce le Asta ține de ei, nu mai ține de tine. Dar tu tot, tot timpul vei comunica ceva. Nu poți să nu comunici. Ok? foarte important să înțelegem acest aspect. Um, bun. Mergem mai departe. Am deja câteva întrebări legate de summit. O să le prezint la finalul acestei prezentări. 5. Uh, Comunicarea este mai mult decât ceea ce spui, exact ce spuneam adinea ori, comunicarea este mai mult decât ceea ce spui, pentru că comunicarea este verbală, non-verbală, paraverbală, comunicarea poate fi dintr-o privire, comunicarea poate fi printr-un gest, printr-un oftat, comunicarea poate fi când nu spui absolut nimic, comunicarea poate fi când vorbești prea mult, când vorbești prea încet, prea repede, prea rapid, prea încet, prea tare, prea în multe feluri, da? Orice comunicare este de fapt mult mai mult decât ceea ce spui. Ceea ce spui tu, s-au făcut multe studii pe acest subiect și uh, concluzia studiilor a fost ceva de genul. Uh, cuvintele, pardon, cuvintele pe care le rostim au cel mai mic impact în comunicarea pe care o avem. Și dacă nu mă crezi. Uh, Îți recomand, un, există și pe YouTube, există un video pe YouTube uh, cu Osho Rajneș care durează vreo 4-5 minute și pe YouTube și pe, pe, pe Facebook uh, și vorbește despre cel mai puternic cuvânt din lume, cel mai versatil cuvânt din lume și acea, acel cuvânt în engleză care începe cu F și se termină cu K. Uh, și acolo vei putea să auzi pe o și -o vorbim despre și folosind acest cuvânt în nenumărate feluri. Cu alte cuvinte, folosești un singur cuvânt ca să exprimi enorm de multe stări, emoții și, uh, cum îi zice, experiențe. Da? Și de curând văzusem, uh, că uit acum să găsesc, văd dacă găsesc, am primit pe WhatsApp o, 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 o poză cu un text super, super, super funny, Um, apropo de um, a muri și ce înseamnă comunicarea încerc să văd acum dacă reușesc să găsesc chestia aia pentru că a fost super amuzant uh, o secundă vreau să vă citesc neapărat chestia asta pentru că o să vă placă mult, sunt convins uh, unde e, unde e, unde e Unde? E? vai, unde am găsit o chestia aia Uh, o secundă să văd dacă mai găsesc. Era super amuzant, dar uite că acum nu mai dau de el. Deci era în câte feluri pot să exprim faptul că cineva a murit, știi, și era o chestie de asta. Păi uh, a mirlit-o sau uh, s-a dus sau. Uh, da, exemplu ăsta, nu mai țin, nu vine acum, îmi pare rău că nu vine acum, nu-l găsesc, nu să stau să caut. Dar era super super amuzant și uh, sunt convins că ți ar fi plăcut, poate mai o vrem vreo șansă. Nu, nu. Nu. Da, uite, nu mai găsesc. Din păcate. Dar nu e nicio problemă. Ai prins ideea. Uh, și ai înțeles. Ideea este că, virgulă, comunicarea, uite și eu mă tot scarp la nas, că mă încă nasul nostru, nu știu de ce, și asta poate să comunice ceva. Oare ce comunică? Nu poți să nu comunici. Mergem mai departe. Comunicarea este mult mai mult decât ceea ce spuneam spus, da? Sensul unei comunicări este răspunsul pe care îl obții, care practic se leagă de ceea ce spuneam apropo de feedback. Deci eu pot, pe de-o parte, nu poți să nu comunici, Comunicarea este mai mult decât ceea ce spui și sensul comunicării este feedback-ul pe care îl primești. <laughs> adică eu comunic ceva, mă mănânc nasul, îi dau un sens acestei comunicări, da? dar felul în care tu răspunzi la comunicarea mea este de fapt, reprezintă de fapt adevărata valoare a comunicării. Deci a, sensul unei comunicări este răspunsul pe care îl obții. Cu alte cuvinte, comunicarea nu este ce spun eu, ci ce ai înțeles tu, ce sens ai dat tu informații pe care eu am comunicat-o. Ăsta este un alt principiu esențial, un alt, o altă presupoziție în NLP. A, și iarăși vorbim despre cei șase stâlpi mai devreme, de care vorbeam mai devreme. Dacă nu primești răspunsul dorit, încearcă ceva diferit, comunică altfel, până vei obține ceea ce vrei să obții. Un al optulea o al opta prezumție, presupoziție este că fiecare comportament este util într-un anumit context. Um, noi putem să încercăm nenumărate modalități de a ne purta, de a ne comporta mai bine zis, dar aceste comportamente ale noastre sunt valide și au eficiență și rezultate în anumite contexte. Spre exemplu, uite, toată lumea ce au o hipnoză, nu vreau să faci hipnoză cu mine că am vrut să fac ea ca găina, da! pot să fac hipnoză cu cineva să facă ca găina pe scenă, pentru că e un anumit context, dar nu am niciun beneficiu, nici eu, nici clientul, nu mă ajută cu absolut nimic dacă acest client cu care eu lucrez este la mine în cabinet, la mine în birou și începe să facă ca găina. Că nu mă ajută cu nimic. Da? Deci comportamentul, comportamentul este util într-un anumit context. Dacă am eliminat contextul sau dacă am schimbat contextul sau am ieșit din contextul inițial și am mers în alt context cu același comportament, nu va mai fi uh, uh, util. Gândește-te, să spunem că îți place să mergi la la plajă, îți place să mergi la plajă, da? Cum ar fi să mergi la plajă îmbrăcat cu combinezonul de schi și să te porți ca și cum ai fi la pârtie sau cum ar fi să te duci la o întâlnire de afaceri foarte importantă în costumul de baie și să te porți ca și cum ai fi la plajă. Comportamentul tău este util într-un anumit context. Ai ieșit din acel context, acest comportament nu mai este util, nu mai este potrivit. Bun. Și încă o informație aici, încă un element, al noului element la aceste prezumții, presupunții, este că în spatele oricărei acțiuni, în spatele oricărei, oricărei comportament, se află o intenție pozitivă. Am întâlnit foarte mulți oameni care își făceau rău singuri și nu se puteau abține, nu se puteau opri. Am întâlnit oameni care se autoflagelau și nu se puteau abține sau opri. Și intenția lor era una pozitivă. Sunt oameni care, spre exemplu, au tot felul de probleme de adicții, dependențe și nu le pot controla. Dar în spatele acestor comportamente se află o intenție pozitivă. Și, atenție, aici nu vorbim dacă tu ești sau nu ești de acord cu chestia asta. E relevantă opinia ta din acest punct, din această perspectivă. Pentru că și tu ai anumite comportamente care pot fi dăunătoare, dar în Universul tău. Ele au o intenție pozitivă și când spun că în spatele fiecărui comportament se află o intenție pozitivă, mă refer aici exclusiv din punctul de, pre de vedere al persoanei care manifestă acel comportament. Cu alte cuvinte, orice om care manifestă un, orice tip de comportament are în spate o intenție pozitivă. Și Ceaușescu și Hitler și Stane și Genghis Khan și cine vrei tu și toți care au pornit vreodată războaie sau genocide au avut în spate o intenție pozitivă. Ok? Știu că e greu să accepti această idee, e greu să o așezi în sistemul tău, dar chiar și atunci când tu, spre exemplu, ai vrut să-i faci rău cuiva, ai avut o intenție pozitivă. Intenția pozitivă, când ai vrut tu să faci rău cuiva, intenția pozitivă a fost ca tu să te simți mai bine. Adică îi fac rău cuiva pentru că dacă îi fac rău acestei persoane, eu mă voi simți mai bine. Deci intenția este ca eu să mă simt mai bine. Și de aceea, aici putem spune cu foarte mare ușurință, drumul spre a cu intenții bune. Da? Deci intenția în spatele fiecărui comportament se află mereu și întotdeauna o intenție pozitivă. Al 10-lea principiu, al 10-a, a al să spunem așa, este că a avea o alegere e mai bine decât să nu ai nimic de ai deloc de ales. Cu alte cuvinte, poți avea o alegere doar când ai cel puțin trei variante, când ai două variante nu prea ai de ales. De aceea, spre exemplu, un coaching Uh, se vorbește adesea despre, vine clientul și spune, băi, n-am de ales, ori A, ori B, știi? Și coachul spune și care e a treia variantă, care e varianta C? Păi nu există. Bun, dar dacă ar exista, cum ar fi? Și omul spune că nu există a treia variantă sau a N variantă pentru că în universul său cu ochelarii săi așa de cal, el vede doar varianta asta și asta, nu vede altceva. Și coachul ce face? Vine și îi expansionează orizontul și spune, ok, există varianta A, varianta B, dar care ar fi varianta C? Păi nu există, păi nu există aici. Dar dacă dăm la o parte acești pereți, vedem că există A, B, C, D și un întreg alfabet. Deci, a avea de făcut o alegere este mai bine decât de nu a avea deloc de ales. Una este, știi, una este, și cel mai adesea oamenii um, se folosesc de chestia și spună n-am avut de ales, întotdeauna ai de ales, ca să ne fie clar, da? Deci, întotdeauna ai de ales, chiar și atunci când pare că nu ai de ales, că până la urmă tu iei decizia de a acționa sau de a nu acționa. Această decizie îți aparține, este a ta. Chiar dacă tu zici, nu am de ales. Uh, iarăși, ziceam de filme, am văzut un film acum de curând în care erau într-un ring de luptă doi oameni uh, sclavi și ca să se elibereze din sclavie trebuia să lupte cu un alt sclav. Iar acești doi sclavi au ajuns în ring. Problema era că unul trebuia să moară și altul să trăiască. Ăla care murea, murea. Ăla care trăia devenea liber, nu mai era sclav. E bine, problema a fost aici că au ajuns în ring tată și fiu. Fiul n-a vrut să lupte, dar tatăl a vrut să lupte, ca a vrut să îl elibereze pe fiul său din sclavie. Și atunci tatăl a început, a ales să-și lovească fiul în luptă, a ales să-și lovească, avea și un pumnal, a ales să-și lovească fiul în luptă, fiecare avea pumnal, și în această încăierare în care tatăl uh, se lupta cu fiul său și îl bătea acolo, și nu știu ce. A ajuns la un moment dat că fiul suținea cuțitul așa și tatăl a luat cuțitul și l-a și înfipt în piept și a murit în brațele fiului său. A ales. Tatăl a ales. Fiul nu a vrut să aleagă, dar atunci când nu alegi, faci o alegere. Alegi să nu alegi. E bine, tatăl a ales pentru fiul, s-a sacrificat ca fiul său să nu mai fie sclav și de aceea am vrut să folosesc această poveste ca să exemplific și mai bine că. Întotdeauna facem o alegere, chiar și atunci când nu vrem să o alegem. Asta este tot o alegere. Și dacă avem de făcut o alegere, măcar să avem de unde alege, decât să nu alegem deloc. Ok? Dacă cineva, un alt principiu este că dacă cineva poate face ceva, atunci și altă persoană ar putea să facă acel ceva dacă îndeplinește respectivele condiții. Sunt mulți oameni care spun. Păi nu, că dacă Usain Bolt poate să alerge 100 de metri în 9 minute 80, atunci oricine poate să facă asta. E, nu chiar oricine poate să facă asta, dar oricine poate să învețe cum să facă asta. Nu înseamnă neapărat că va și putea să facă asta, da? Una este să înveți cum se face și alta este să și pot să fac. E o diferență radicală. Și aici mulți oameni își fură călciura și cred că dacă am învățat cum face unul o chestie, atunci și voi putea să fac la fel chestia aia. Nu! ai învățat cum o face, nu înseamnă că și poți să o faci. Am să-ți dau un exemplu. Acum mulți ani de zile a fost un documentar despre un tip din Anglia care avea o formă cum îi spune formă ușoară, să spunem așa, o formă îmi scapă cuvântul ăla acum activă, nu activă, o, o formă ușoară, că nu găsesc cuvântul ăla și nu vreau să rămân blocat aici, deci avea o formă ușoară de sindrom Asperger. Um, și um, printre altele, acest om putea să mulțească orice cifră cu orice cifră și îți spunea în mod instant rezultatul. Adică dacă îl întrebai cât fac 1720 ori 799, el îți spunea rezultatul pe loc putea să facă chestia asta. Și îți și explica cum făcea. Și a spus în felul următor, în capul meu, zicea omul respectiv, în capul meu am o reprezentare a oricărui număr de la 1 la 10.000. Ce înseamnă reprezentare? Îți spunem că ăsta reprezintă 1, ăsta reprezintă 0, ăsta reprezintă 7, asta reprezintă 723, asta reprezintă 5999, ăsta reprezintă 8425 și așa mai departe, da? Și el spunea, pentru fiecare cifră, pentru fiecare număr, am o reprezentare grafică, vizuală. Când tu aduni, tu când îmi cer să adun sau să înmulțesc o cifră cu alta, eu practic ce fac? Tu îmi zici 7255, cu 329, înmulțeștele. Și ce eu fac așa? Pac, le pun împreună. Și noua formă care se naște din combinația celor două este răspunsul final. Drept urmare, eu pot să spun care răspunsul, pur și simplu pentru că ce. Știi, ca la. cum zic? Ce. ce mâncare poți să faci dacă. nu știu. Pui ceapă, cartofi, roșii, ardei și morcovi. Păi. Dacă ai pus aceste forme împreună, a ieșit o chestie care se numește tocăniță, să zicem, sau ciorbă, sau depinde ce mai pui acolo, da? Dar el așa când, adică ți a spus cum face. Faptul că ți-a spus cum face nu înseamnă că tu poți să faci. Știi care e mecanismul de a obține acest lucru? Nu înseamnă că și tu îl poți repe, re, replica? Ceea ce e foarte important, da? Deci mulți oameni pot să învețe cum se face ceva, dar nu în mod automat, înseamnă că vei și putea să faci identic acel ceva. Okay. Al 12 al 12-a presupoziție este că în orice sistem elementul cu cea mai mare flexibilitate exercită cea mai mare influență. Și aici dacă vrei aș putea să-ți dau și corolarul și anume în orice sistem sau orice sistem este la fel de puternic ca și cea mai, uh, la fel de puternic ca cea, cel, cel mai slab element din acel sistem. Okay? De aceea se spune că lanțul este la, uh, pe, pe atât de puternic pe cât este cea mai slabă verigă a sa. Da? E, aici iarăși ne folosim de aceeași poveste și corolarul, deci așadar este că în orice sistem elementul cu cea mai mare flexibilitate are cea mai mare influență. Cu alte cuvinte, dacă tu faci parte dintr-un sistem și te poți mula, poți să fii flexibilă sau flexibil, poți răspunde ușor la situațiile cu care te confrunți, atunci ai cea mai mare putere de, pe care o, de influență asupra întregului sistem. Și ultimul, ultimul element aici este că harta nu este teritoriul. Da? Am auzit că este asta de foarte, foarte multe ori, și dacă vrei asta, e foarte mult de ce spuneam mai devreme, dacă cineva poate face un lucru, oricine poate să învețe să-l facă. E bine, dacă cineva poate face un lucru, asta este harta, dar ca cineva, oricine altcineva să poată replica în tocmai, ăla e teritoriu. Da? Adică, sau de fapt invers, hai să spunem altfel. H harta este cum face cineva ceva, și teritoriul este execuția în sine. E bine, harta nu este teritoriu, cum spuneam. Tu poți să înțelegi că fiecare cifră are o reprezentare. Dar una este să înțelegi cum funcționează și alta este să o și faci să funcționeze. Ok? E o diferență radicală. Una este să înțelegi care e mecanismul prin care cineva poate să sară cu prăjina sau să arunce cu sulița sau să sară la înălțime sau să facă tot felul de chestii. Una este să înțelegi care este mecanismul, principiul, care este starea interioară a acelei persoane când face acea acțiune și alta este să o faci efectiv. Drept urmare, harta nu e teritoriul, a ști nu înseamnă automat a putea. Ok? Acestea sunt uh, prezumțile uh, din... Uh, premizele, prezumțele, cum trebuie să numești, fiecare om le traduce în mod diferit aici, din NLP și acum am să mă uit la, să văd dacă au apărut întrebări sau uh, comentarii pe baza a ceea ce am prezentat până aici. Janina uh, Constantin spune feedback, nu te mai scărpina. Te cred că spui asta, dar decât să mă tare și să nu pot să mă concentrez la ce fac, mai bine mă scarpin și cu asta basta. Adică bunica mea, Dumnezeu să avea o, o, vorbă foarte frumoasă, așa, care mie mi-a plăcut foarte mult. Zice, de ce să strici o, o, o cum era? De ce să stici o, o... o da. De ce să o copaie de mață pentru a murită de bășină? Dacă nu mai poți și te doare burtă, las-o, frate, elimină chestia aia ca să te simți bine. Da? Și eu la fel, dacă o mă mănâncă în nasul, mă scarpin și fiecare om va Uh, avea reacția pe care o dorești. Dar, oricum, eu cum zic, îți mulțumesc că mi-ai spus, deci nu, e, nu nu mă plâng, doar îți spun. Uh, mi se spune că se întrerupe, asta este, îmi pare că se întrerupe, e problema de aici, de la mine din soft, n-am ce să fac. Uh, Marian Silo. Marian Silo m-a întrebat ce program are summitul. Summitul va avea loc în perioada uh, 29 martie-4 aprilie. Dar acum o să mă uit la toate celelalte întrebări după care o să vorbesc despre summit. Pentru că oameni buni. Noi am vorbit în seara asta, aceasta despre NLP, despre principii, despre origine, despre istorie și mai departe, și uh, vreau să te anunț că pe 29 martie vom realiza cel mai mare eveniment de NLP din România și, dacă știu eu bine, din Europa de Est, uh, anume un summit de NLP, un eveniment online care va dura o săptămână, de luni până duminică inclusiv, unde avem 23 de trainer, de speakeri de trainer de formatori, de cum vrei tu să numești, în NLP, din România și internațional. Avem 9 uh, trainer-speaker din România și 14 din uh, alte țări, um, din Statele Unite, din Anglia, din uh, Ucraina, de asemenea. Deci avem oameni care predau și trăiesc NLP de ani de zile. Unii oameni, uh, unii oameni uh, fac chestia asta chiar de 30, poate chiar de 40 de ani, așa nume chestia asta numită NLP uh, și care vor prezenta la acest summit al nostru. Cum spuneam, programul este de la 7 seara a începe, unele zile va dura până la 10, alte zile va dura până la 11 uh, în ce anume în zilele în care avem 4 prezentări într-o zi, dar toate prezentările vor începe de la 7 seara, deci de la 7 până la 10-11 seara în fiecare zi timp de 7 zile. Mă uh, mai uit la câteva întrebări după care o să revin cu mai multe detalii despre summit. Ia să vedem ce alte întrebări mai avem dacă mai avem Așa. Uh, Ramona comenta aici, deci poți să înveți mecanismul, dar nu e garantat și rezultatul. Absolut, da, poți să înveți mecanismul. Știi cum e? Multă lume învață mecanismul de a conduce o mașină. Dar nu toată lumea este un bun șofer, nu? <laughs> ok. Bun. Sau multă lume învață care sunt ingredientele pe care le poți folosi ca să faci o ciorbă bună, nu toată lumea face ciorbă bună. Așa, haideți să mergem mai departe, să vedem ce alte întrebări mai avem. Uh, Ileana spune, eu nu mă pot concentra pe un lucru, oare de ce îmi zboară gândurile? Nu te interesează suficient de mult acel lucru. Dacă te-ar interesa, nu ți-ar mai zbura gândurile. Foarte simplu. Am, am, întâlnit adesea au, părinți care veneau cu copii și spuneau nu, are, nu se poate concentra, are ADHD sau mai știu eu ce. Și îmi puneam o singură întrebare. Îi place să joace pe calculator? Da, numai asta ar face cu orele. Deci nu are problemă de concentrare, ci are problemă de dezinteres. Nu este Interesat de ceea ce ei se prezintă, nu că nu se poate concentra, nu-l interesează. E o diferență radicală. Întotdeauna te vei putea concentra cu foarte mare ușurință atunci când uh, subiectul sau obiectul concentrării tale este unul de interes pentru tine. Dacă nu este de interes, nu te vei putea concentra. Uh, Ciocoloș le spune, a dat colțul, a dat tortul popia, a sucomba a dat duhul. Da, corect, așa este. Dar era o chestie foarte amuzantă, pentru că era de asta, varianta silvică, varianta mecanică, varianta, nu știu, și era foarte funny, amuzant. Uh... Eugenia Vasile spunea, aș vrea mai multe video cu NLP, abia am descoperit. Eugenia, te invit și nu doar pe tine, invit pe toată lumea la acest summit pe care noi l-am, îl vom realiza în, cum spuneam, în în final de martie, început de aprilie. Este pe 29 martie, 4 aprilie, 7 zile și este un eveniment unic în România, este cel mai mare eveniment de... NLP, care a avut loc vreodată în România, e ca, și cum ai avea, e ca și cum ai merge la un curs de NLP care este susținut de 24 de traineri. 23, de fapt, nu 24, 23 de traineri. Deci nu e un curs în care înveți de la o singură persoană, ci fiecare vine și te învață câte ceva. Uh, și e, e absolut fenomenal, pentru că sunt oameni, repet, sunt oameni care vor prezenta la acest eveniment, la acest summit, oameni care fac NLP de 30-40 de ani. Și am să dau câteva exemple. Michael Hall, cel care a venit cu conceptul de metaprograme, uh, va prezenta la acest summit despre metaprograme, desigur. Uh, de asemenea, Judith Delozier, care uh, este, uh, cum zic, una dintre cele mai eminente figuri în lumea NLP-ului, care va prezenta și ea la acest summit. Um, Ju, uh, Judith Law, iarăși o, o, o forță în domeniul LDP-ului, Dr. Steve G. Jones, uh, Dr. Lucas Dirks, um, Dr. Sue Knight din Anglia, da. deci foarte mulți traineri din afară, dar și din România, și anume Marius Simeon, Horia Radu, pe care toată lumea știe, desigur, um, Gina Veveriță, Lydia Cotoșman, iarăși oameni care au... Uh, au uh, o forță uriașă și au o cunoaștere uriașă pe care doresc să o și ori vor dori și au dăruit-o deja pentru acest eveniment și uh, cărora le sunt foarte recunoscători că au fost de acord să prezinte la acest eveniment. Uh, Anca Văduva, Ștefan Sandu, Ciprian Scutariu, um, Elena Cosma, foarte mulți oameni de o valoare uriașă de la care poți învăța cum să... Folosește NLP-ul în viața ta pentru ca tu să ai o viață mai bună, să poți să-ți rezolvi anumite probleme, sau cum poți folosi aceste tehnici de NLP ca să-i ajuți pe alții, să-i ajuți pe cei din viața ta, pe cei cu care tu interacționezi, sau dacă, ai, dacă ești terapeut, să-i ajuți pe oameni să aibă o viață mai frumoasă și mai minunată. Și uh, pentru toți cei care doriți să participați la acest eveniment, este foarte simplu. Ce ai de făcut este să intri pe uh, www.mitreaminții.ru/slash Masters, și uh, pe această pagină vei putea să vezi uh, speakerii, vei putea să vezi programul uh, cu fiecare prezentare. Încă nu am pus toate uh, prezentările acolo, pentru că mai lipsesc vreo două sau trei, dar le vom pune în zilele care urmează. Dar pe această pagină, pe care o vezi acum aici pe ecran, poți să intri și să uh, vezi cine prezintă, ce prezintă, cum prezintă și așa mai departe. Dacă dorești să te înscrii, acum hai să vorbim și despre chestia asta. Pentru cei dintre voi care doriți să participați la acest eveniment, înscrierea este în două feluri. Fie este un program live, și anume ai acces la toate prezentările live, doar în clipa în care au loc acele prezentări și prețul este de 299 de Ron, Bă, dar pentru că ești acum aici la această. dar pentru că nu, de fapt. Deci prețul este 299 sau 459, da? Deci 300 de lei sau 450 de lei. Asta sunt cele două prețuri. Prețul live este 300, prețul premium este 450. În clipa actuală, acum, avem o reducere la aceste pachete și în loc de 300 de lei este 250, în loc de 450 de lei este 380 de lei, da? Care e diferența? E foarte simplă. Diferența dintre cele două este că la pachetul live ai acces la toate prezentările în direct în momentul în care au loc. Să spunem că summitul va începe cu o prezentare a lui Horia Radu. Să spunem, da? Bun. Sau Marius Simion, sau Gina Veveriță, sau oricine altcineva. E, dacă știm că marți seara, nu că începem de luni, dar să spunem că, uite, marți seara, dacă marți seara de la ora 7 prezintă Elena Cosma, și tu nu ai ajuns la acea prezentare și ai cumpărat pachetul live, nu vei putea să mai ai acces la acea prezentare pentru că ai acces la ea doar atunci când este live. Deci pachetul live îți permite accesul doar la prezentările în direct. Pachetul premium care e cu 100 și ceva de lei în plus, la pachetul premium, deci cu maxim 150 de lei în plus, la pachetul premium ai acces la tot ceea ce ai acces la pachetul live, dar în plus, ai acces la toate înregistrările video pe viață. Ai acces la toate înregistrările audio și le poți descărca la tine în telefon. Toate înregistrările, toate uh, versiunile audio ale înregistrărilor le poți descărca la tine în telefon. Toate transmisiunile video au subtitrare. Uh, Sunt, cum spuneam, 9 speaker din România și 14 din Internațional. Toate prezentările în limba engleză au subtitrare în limba română, sunt subtitrate și traduse în limba română, toate. Deci chiar dacă nu înțelegi engleză, nu e nicio problemă, va exista subtitrare pe video și vei putea să urmărești astfel prezentarea pe, uh, pe video, da? Uh, și cum spuneam, vei avea acces la toate înregistrările video, vei putea să descarci toate înregistrările audio, vei avea acces la toate bonusurile și uh, cadourile și premiile pe care le oferă partenerii noștri, sponsorii noștri și speakerii noștri. Așa că, uh, pentru 150 de lei în plus, sau chiar e și mai puțin acum, de la 250 la 2, 380, 130 de lei, diferența de preț acum, deci, pentru o diferență minusculă de vreo 100 ceva de lei, ai acces la mult, mult mai multe informații și ai acces pe viață. Asta este diferența de preț între cele două. Uh, multă lume m-a întrebat vreau să mă asigur, mulți oameni mi-au spus asta, vreau să mă asigur dacă am înțeles bine, prețul e pe zi? Și zic, nu, 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 prețul nu e pe zi, prețul e pe toată săptămâna. Deci eu nu cred, e mult prea mic, e, e prea ieftin, e prea ieftin. Cineva mi-a spus la un moment dat, ăsta este preț studențesc. Pentru că, practic, tu ce faci? Ai acces la niște monștri ai NLP-ului, 23 de sesiuni, 25 de ore, cam ta, cam acolo se duce, 25 de ore, 23 de speakeri de cea mai înaltă calitate, de cea mai înaltă valoare, care au venit aici să prezinte și să-ți ofere din experiența lor, din cunoașterea lor, din tehnicile pe care ei le cunoști și le stăpâne le și pe care ți le predau ție în acest summit. Și prețul este mai puțin de 100 de euro, e 90 de euro, cel mai mare preț. Acum este și acesta este redus la, nu știu, 70 de euro sau cât o fi. Deci este un preț infim și o valoare uriașă. Dacă ești interesată sau interesat de dezvoltarea personală, dacă ești interesată, curios de NLP, dacă vrei să înveți de la cei mai buni, îți pot garanta că niciodată nu vei avea posibilitatea să înveți NLP de la acești oameni extraordinari la acest preț. Niciodată. Ăsta este practic cel mai mic preț la care tu vei putea vreodată să accesezi aceste informații de la atât de mulți oameni de la atât de mulți specialiști la oaltă. Așa că dacă te interesează și vrei să înveți și vrei să te dezvolți și vrei să folosești NLP-ul, dacă vrei să afli de la cei mai buni cum se face chestia asta cel mai bine, atunci nu pot decât să te invit să te înscrii la acest eveniment, la acest summit și uh, să participi și tu. Uh, sunt oameni care spun, știi, eu nu am putut să, nu, nu o să pot să particip în ziua X, uh, am acces la înregistrări, sigur că da, dacă ții pachetul la a, premium, pardon, atunci vei avea automat acces la toate înregistrările. Deci nu e o problemă dacă nu poți să participi live la una dintre prezentări, pentru că vei avea acces la înregistrări în momentul în care ții premium, pachetul premium. În plus, cum spuneam, a, foarte mulți speakeri au niște oferte absolut fabuloase de programe, de cursuri, a, unele gratuite, oferite gratuit, altele oferite la un preț super, super, super redus. Așa că ar fi mare, mare păcat să nu te folosești de, aceste, de această oportunitate să ai acces la acest speaker, la acești trenuri, la aceste informații, la acest preț. Așa că, așa că te invit cu mare, mare drag la acest eveniment și acum am să mai aștept un pic să vedem dacă mai apar alte întrebări, iar dacă nu o să oprim aici această transmisie din această seară. Uite, Felicia Streche spune prețul este fabulos uh, luând în considerare trainerii care vin și care sunt dintre cei mai buni. Sunt de acord cu tine Felicia și mă bucur că recunoști uh, valoarea acolo unde o, unde o vezi. Bun, dacă nu mai sunt întrebări atunci o să ne oprim. Uh, Hai să mai verific într-un loc. Să vedem. Um, imediat. Adina Capotă mă întreabă dacă se poate plăti diferența. Mi, stai așa, să văd toate comentariile, că să, mi se pare că îmi lipsesc unele comentarii. O secundă te rog, Adina, să văd, deschid din dincoace, poate pot să văd comentariile când deschid invers. O secundă, te rog. Cred că toți ai luat, poate, pachetul de bază și vrei să faci upgrade și dacă, asta, dacă e vorba despre asta, atunci, da, vei putea să faci upgrade. Uh. Bună seara, bună seara! Cosmin Mihoreanu spune, mi-au concediu. Păi, Cosmin, depinde, dacă lucrezi noaptea, nu ar trebui să ți concediu pentru că, adică dacă lucrezi ziua, pardon, nu ar trebui să ți concediu, programul are loc seara, de la 7 seara la 10 seara, deci depinde ce program ai tu. Uh, tot Cosmin mă întreabă dacă site-ul are și o variantă în limba engleză, dacă ar fi să recomand la niște colegi. Nu are o variantă în limba engleză, eu ce fac când am mai trimis acest uh, pagina de prezentare, am făcut următoarea chestie. Am intrat pe translate.google.com am pus linkul site-ului și apoi în traducere am tradus din română în engleză. Și deci întâi pe translate.google.com, pui linkul ăsta cu puterea minții.ro slash pe Masters, îl pui acolo în română și în căsuța alăturată în engleză îți va da un buton, dacă dai click pe, adică îți va da linkul, dacă dai click pe el îți va deschide pagina respectivă cu tot textul tradus în limba engleză. Care, Google Translate e din ce în ce mai bun și acurateția e undeva la vreo 80%. Deci dacă dai cuiva care nu vorbește limba română, va putea să înțeleagă foarte ușor ce scrie acolo, în proporție de minim 80%. Așa că eu asta îți recomand să faci, asta am făcut și eu. Și, na, oamenii pot să vadă nouă prezentări în limba română pe care probabil că nu o să le înțeleagă, dar sunt 14 în limba engleză și atunci vor avea beneficii masive din chestia asta. Adina capătă mă întreabă dacă se poate plăti diferența. Da, se poate plăti diferența. Dacă vrei să, dacă la pachetul de bază și vrei să faci upgrade, atunci vei putea să plătești diferența și uh, îți, îți, iei pachetul premium. Uh, Ramona mă întreabă, sunt prezentări cu aplicații practice sau doar despre mecanisme? Nu, 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 Ramona, sunt tehnici. Sunt fi, deci ce am vrut eu să fac este ca acest summit să fie ca un curs de NLP predat de mai mulți traineri. Drept urmare, sunt prezentări practice, adică face exercițiul. Eu am făcut exerciții cu unul dintre acești traineri. Faci exercițiile acolo live în timpul prezentării. Deci sunt practice, e de făcut, de executat, nu de stai în fund pe scaun și te plictisești ascultând. NLP-ul, cum vorbeam astăzi cu Sunite, nu este o chestie pasivă, ci este o, exper o experiență. Ei bine, în acest eveniment, în acest summit vei avea nenumărate astfel de experiențe de transformare de învățare și de transformare. Uh, să vedem dacă mai au apărut alte întrebări ca să mai pot să răspund la ele. Uh, uite și. <laughs> Uh, Ciocoloș Cheștere spune că chiar că prețul este special, aveți dreptate, se poate ajunge chiar și la 1.000 de euro. Așa este, poți ajungi foarte ușor la mii de euro, noi am ajuns la sute de mii de euro investiți în ceea ce facem, tocmai ca să putem să oferim cât mai multă calitate. Uh, ADHD, mă, uh, Cosmin Mihorean mă întreba, păi și ce spui atunci de ADHD? pot să spun multe de ADHD, sunt foarte, foarte puțini oameni care cu adevărat suferă de ADHD și atunci este un dezechilibru um, cum să zic, nu știu, aș zice neapărat hormonal, dar este un dezechilibru al, al funcțiilor sau al anumitor elemente la nivel cerebral care creează chestia asta. Um, Ștefania Angel mă întreabă, spune că în momentul în care suntem, în, în, în momentul în care suntem fiecare, facem maxim decât poate în acel moment. Am tot auzit și rezonat cu acest lucru, dar totuși, conștientizând asta, cum faci ca decizia să fie mai bună? E un nonsens? Păi e un nonsens, pentru că dacă tu ai fi putut fi mai bună în clipa asta, ai fi fost mai bună. Vrei să fii și mai bună? Atunci eu spun întrebarea, îți, îți, îți spun ce întrebare să-ți adresez și anume ce aș putea să fac eu acum ca să fiu și mai bună decât sunt. Asta nu înseamnă că nu sunt bună. Atenție! Pentru că unii oameni înțeleg greșit chestia asta. E ca și cum dacă aș pune întrebarea asta, înseamnă că eu sunt varză. Nu, nu sunt varză. Sunt extraordinar. Sunt excelent. Dar cum aș putea să îmbunătățesc și mai mult chestia asta pe care o trăiesc acum și o manifest? Asta e întrebarea. Um, cu drag, Simo. Adina capotă mă bucur că ți-am răspuns. Ok. Hai să mai vedem dacă mai avem alte întrebări. Bun, nu mai sunt alte întrebări, așa că îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această seară. Te așteptăm cu mare, mare drag, cu mare încântare și bucurie la summitul NLP Masters. Repet, cel mai mare eveniment de NLP organizat vreodată în România. Știu că mulți au fost dintre voi, chiar ați fost la multe cursuri de trainer de NLP, de master practitioner, de practitioner, de workshop-uri, seminarii de NLP. Um, și au fost absolut extraordinare, sunt convins, sunt convins că peste 90% din oamenii din România care fac NLP, care au învățat despre NLP, au învățat asta, peste 90% au învățat cu unul dintre trainerii care vor fi prezenți la acest summit. Așa că nu pot să fiu decât super încântat că realizăm acest eveniment și că acest întrunește atât de mulți oameni, atât de mulți traineri. Așa că te așteptăm cu mare, mare drag. Și de-abia aștept să ne vedem. Ileana mă întreabă când începe. Dacă dai click pe linkul pe care l-am pus mai sus, o să vezi toate detaliile. Începem pe 29 martie, atunci începe, va avea loc prima sesiune, care este luni seara. Deci, 29 martie până pe 4 aprilie, 7 da? zile, în fiecare seară de la ora 7. Uh, și uh, transmisia va avea loc pe site-ul nostru, pe după ce te înscrii pe site. Apoi vei avea acces în site, în puterea minții, și după ce ești logată în site-ul Puterea Minții, acolo la fiecare speaker în parte vei putea să vezi uh, prezentarea pe pagina speakerului. Există și o pagină cu toți speakerii din fiecare zi, 3 sau 4 pe zi. Deci uh, sunt mai multe locuri pagina de zi unde sunt toți speakerii, pagina fiecărui speaker în parte unde vei putea să vezi prezentarea pe pagina acelui speaker. De asemenea avem și o aplicație mobilă pe care o poți descărca în momentul în care ai făcut, în momentul în care ai achitat pentru acest eveniment, poți descărca aplicația mobilă la tine pe telefon sau pe tabletă și poți să urmărești aceste prezentări de pe telefon din aplicația ta sau de pe site-ul nostru cum dorești. De asemenea, aceste prezentări vor fi transmise în grupul de Facebook care este creat special pentru participanții la acest summit, unde poți comunica cu colegii tăi, cu speakerii care vor prezenta la acest summit, toți vor fi acolo în acest grup și prezentările vor fi transmise live și în grupul de Facebook, toate acestea, cum spuneam, pe durata summitului. Cei care au pachetul live vor putea să acceseze doar transmisiunile live, cei care au pachetul premium doar cele premium. Adică cele live și toate celelalte, da? Asta nu să zic. Uh, Ileana întreabă dacă putem plăti și în euro. Ileana, dacă plătești cu cardul, nu contează în ce valută plătești, pentru că se va... Uh, face plata într -o, în contravaloarea sumei care, sume care e trecută pe site. Deci dacă tu ai card în euro este absolut fantastic, foarte simplu folosești cardul și se va lua de pe card suma care e contravaloarea pachetului pe care îl alegi, live sau premium. Cum are drag, Ileana? Mă bucur că ți-am răspuns la întrebări. Nicoleta spune că, nu, că se întrerupe uh, și să îi trimitem, o să-ți trimite Nicoleta detaliile, nu-ți face griji. O să le ai pe toate. Hai să mai vedem și dacă mai sunt și alte întrebări. Dacă nu, o să ne oprim acum aici. Uh, Ramona întreabă, apropo, mai fi live-uri cum e asta acesta de marți, da, ideea este că să putem să facem acest live în fiecare marți seara. Asta este pohta ce pohtesc eu. Asta vreau să fac, să fac în fiecare seară de marți un live. Așa că abonează-te la YouTube dacă n-ai făcut-o, abonează-te la pagina de Facebook dacă n-ai făcut-o încă ca să primești notificări când avem câte un live nou. Oameni buni, ne oprim aici. Dacă mai ai întrebări, de-abia aștept să le adresez. Voi răspunde la toate în scris. Uh, se vinge mă bucur să te văd și mă bucur că te-ai înscris la Summit, felicitările mele, felicitări celor care v-ați înscris, felicitări celor care vă veți înscrie uh, o să fie un eveniment absolut fenomenal, de-abia aștept să, să îl avem și să uh, povestim nepoților despre el. Toate cele bune o seară extraordinară îți urez în continuare și uh, ținem aproape, da? Toate cele bune, numai bine, la revedere!